Dragi mănăstireni, în pragul sărbătorilor creștine și a noului an care se apropie, într-o perioadă inedită, obișnuiți prin tradiție să ne fim alături, să ne bucurăm împreună de frumosul obiceiurilor noastre strămoșești, să ne vizităm și să petrecem sărbătorile împreună și cu veselie, anul acesta va trebui să înțelegem, de la mic la mare, că trebuie să respectăm regulile sanitare în vigoare. Vă urez tuturor sărbători cu bine, cu sănătate, cu răbdare și credință, pentru că doar așa vom scurta perioada pandemică în care ne aflăm și ne vom putea înfăptui proiectele pe care ne le-am propus pentru comuna noastră. Să dea bunul Dumnezeu ca anul 2021 să ne găsească sănătoși, optimiști și puternici alături de familiile noastre, cu gânduri bune, înțelepți, dar mai ales încrezători în forțele noastre. Crăciun fericit și la mulți ani, dragi mănăstireni! Dragi dărmăneșteni, anul 2020 se apropie de final. A fost un an atipic pentru noi toți, un an în care am învățat să trăim cu alte valențe decât le-am avut până acum. Un an în care pandemia a fost, după cum bine știți, prezentă și în țara noastră și în localitatea noastră. Cu toate acestea, 2020 pentru noi a fost un an în care am continuat să investim, un an în care ne-am atins obiectivele propuse. 2020 a fost anul în care, de la bun început, am luat în considerare, la modul cel mai serios, pandemia și am făcut tot ceea ce ne-a stat în putință ca să reușim să limităm efectele COVID-19. Datorită efortului nostru comun și a înțelegerii de către cetățeni a efectelor acestui virus, am reușit să ne situăm pe tot parcursul anului 2020 sub cotele, sub procentele pe care județul Bacău le-a avut vis-a-vis de îmbolnăviri. În toată această perioadă, localitatea Dărmănești a avut sub 1% grad de infectare. Sigur că acest lucru se datorează în mod special dumneavoastră, care ați înțeles să păstrați distanța socială, să păstrați acele măsuri obligatoriu pe care autoritățile ni le-au transmis. Tot în 2020 am reușit să ne atingem, spuneam, acele obiective de investiții. Am fost poate singura localitate din județul Bacău care nu am oprit lucrările în decursul anului 2020, reușind astfel să alocăm cea mai mare cotă din bugetul local pe investiții, aproape 60% din taxele și impozitele locale din bugetul localității fiind dirijate spre investiții. Sigur că suntem în plin proces de, eu știu, asigurarea măsurilor de sănătate, suntem în plin proces de asigurare a tuturor cerințelor legislative pentru a ne proteja sănătatea. Pentru că suntem la sfârșit de an, vă transmit multă sănătate în 2021, poate chiar și mesajul de a fi mai bun, pentru că pandemia ne-a învățat dincolo de problemele zilnice să fim mai buni, să ne cunoaștem mai bine, poate familia, poate prietenii, pentru că această perioadă dificilă ne-a învățat că împreună, uniți, reușim să ne atingem obiectivele. Vă doresc un an bun, un an cu sănătate și să dea bunul Dumnezeu în 2021 să ne vedem împreună și să ne atingem obiectivele. Tuturor vă doresc la mulți ani! Dragi locuitori ai orașului Stațiune Târgu Ocna, permiteți-mi ca acum, în prag de sărbători, să vă urez multă sănătate, pentru că este cel mai important lucru, să aveți bucurie în suflet, pace în familii, gânduri minunate, împliniri, realizări, și moșul să ne aducă și să vă aducă tot ce este mai minunat și mai frumos. Sănătate și la mulți ani!
Am plăcerea de a ura cetățenilor Comunei Berești-Azlău la mulți ani cu ocazia sărbătorilor de iarnă și pentru anul următor un an cu bucurii multe, cu liniște sufletească și mai ales cu sănătate cât se poate de mult. Am depășit un an destul de greu și sperăm că anul care vine ne va aduce mai multe bucurii și mai puține tristeți și mai puține restricții. Să vă dea Dumnezeu sănătate multă, să vă dea Dumnezeu bucurii în casă, copii sănătoși, plini de voie bună și mai ales să fie și școlari la școală. Ani mulți, fericiți și un an 2021 cu bucurie și sănătate. La mulți ani! Dragi cetățeni ai Comunei Căiuți, cu ocazia sărbătorilor de iarnă, vă urez sănătate, fericire și tot ceea ce vă doriți. Vă asigur de tot respectul și toată colaborarea pe care ați găsit-o și până acum la Primăria Căiuți. Vă mulțumesc mult pentru alegerea făcută pe 27 septembrie și sperăm să putem continua toate proiectele pe care le-am început în această comună. La mulți ani! Dragi cetățenii Comunei Bârsănești, cu ocazia sărbătorilor de iarnă și a sfârșitului de an, din partea primăriei și a mea personal, vă doresc sănătate, sărbători cu bine, iar anul 2021 să ne aducă belșug, bucurie și realizări pe toate planurile. La mulți și fericiți ani! Dragi slăniceni, acum pe final de an vreau să spun și eu câteva cuvinte. În primul rând, vreau să ne amintim că am traversat un an greu, un an greu pentru omenire, un an greu pentru România, un an greu și pentru noi, comunitatea Stănic Moldova, un an în care planurile noastre în mare parte au fost întoarse, au fost stricate de acest virus. Am trăit în pandemie aproape tot anul și vreau să vă mulțumesc dumneavoastră pentru că ați dat dovadă de conștiință națională, de omenie, de solidaritate și împreună am putut trece peste această perioadă grea care o să mai dureze, sperăm noi, cât mai puțin, pentru că în felul acesta o să ne fie foarte greu. Vreau să mulțumesc agenților economici care au înțeles că trebuie să respecte regulile, care, din păcate, aproape 3 luni de zile au fost opriți din activitatea lor și au suferit și suferim cu toții în continuare, atât din punct de vedere uman, dar și din punct de vedere financiar, ca și rezultate financiare. Chiar și în aceste condiții, pot spune că a fost un an bun din perspectiva lucrărilor care s-au făcut în localitatea noastră, din perspectiva îmbunătățirii infrastructurii și a condițiilor de viață, a calității vieții în localitatea noastră. Sunt mulțumit de cât am putut realiza, dar sunt și optimist că în anii viitori vom realiza mult mai mult pentru cetățenii din localitatea noastră și pentru turiștii care vin aici la noi, la Stănic Moldova. Vreau să închei acest an cu un optimism, vreau să vă transmit încredere, să vă transmit speranță, să vă asigur că voi face tot ce pot pentru a dezvolta această localitate, pentru a rezolva din problemele dumneavoastră cât mai multe, dacă s-ar putea chiar toate, și că avem un plan de dezvoltare a localității și avem o perspectivă sănătoasă de dezvoltare a localității noastre. Vă invit să fiți solidari, să fiți uniți în vecini, cu rudele, cu prietenii și să trecem cu liniște, cu pace, să trecem cu respect peste această perioadă, să fim optimiști, să ne bucurăm de anul care tocmai se încheie, dar să și sperăm la mai bine în anul care vine. Eu vă doresc multă sănătate, vă doresc pace, vă doresc liniște în familie, să aveți sărbători fericite, să aveți parte de tot ce vă doriți. Chiar și în condițiile astea grele putem să petrecem
sărbătorile, respectând regulile, dar și aducând un optimism, bucurându-ne de ceea ce avem și sperând că pe viitor vom avea mult mai mult. Multă sănătate, bucurii și tot ce vă doriți. La mulți ani! Bună ziua! Iată că am mai trecut un an din viața noastră, suntem în anul 2020, suntem la cumpăna dintre ani, moment în care vom trece în anul 2021. Am învățat de la înaintașii noștri să sărbătorim pe data de 31 decembrie la cumpăna dintre ani date și obiceiuri tradiționale de anul nou și de Crăciun, de ce nu? În calitate de reprezentant al comunității, împreună cu echipa pe care o avem de conducere în localitatea noastră, vegem în permanență la binele localității Dofteana, motiv pentru care vă putem informa că localitatea Dofteana are 0,45% grad de infectare. Aș putea să vă informez cu privire la aceste date și obiceiuri, întrucât anul acesta nu avem voie să autorizăm desfășurarea acestui mare festival de date și obiceiuri datorită situației de pandemie din România și nu numai. Ne pregătim, spunem noi, pentru anul viitor 2021. Dar dacă acum, în luna lui decembrie, este luna în care putem să vă transmitem multe urări, vă transmite urarea de la mulți ani din partea conducerii primăriei Dofteana. Vă doresc să aveți parte de multă sănătate în primul rând, multă lumină și căldură în sufletele dumneavoastră și să fim cu toții optimiști să trecem această situație, întrucât în curând așteptăm vaccinarea întregii României și probabil eșalonat vom ajunge și în localitatea noastră. Încă o dată vă transmit multă sănătate și la mulți ani tuturor! Dragi cetățeni ai Comunei Crăciun, cu ocazia sărbătorilor de iarnă, vreau să vă transmit din partea mea, a colegilor, a Consiliului Local, sănătate, la mulți ani, să aveți un an 2021 cu multe împliniri și realizări și să trecem cu bine peste această pandemie. Vă mulțumesc și la mulți ani! Dragi cetățeni ai Comunei Horgești, cu ocazia sărbătorilor de iarnă, a sfârșitului de an și a începutului unui an nou, vă doresc multă sănătate, fericire și împlinirea tuturor dorințelor. Mulțumesc pentru sprijinul pe care mi l-ați acordat și sper că totul o să fie bine și o să putem face multe realizări pentru Comuna Horgești. Încă o dată, sărbători fericite și să ne vedem sănătoși! La mulți ani! Anul 2020, un an important pentru noi, cu drum județean și drumuri comunale noi, cu un centru social pentru bunici, internet și telefonie mobilă. Țelul nostru l-am atins de a fi o comună demnă de secolul 21. În anul 2020 am consolidat o echipă și o grupare foarte puternică care a luptat pentru progresul acestei comune și pe această cale doresc să le mulțumesc pentru efortul depus în progresul comunității și pentru sprijinul acordat. Cred cu tărie că și anul 2021 ne va fi un an cu folos în care progresul să-și spună cuvântul. În prag de sărbători, vă doresc multă sănătate, fericire și un an nou fericit și voi încheia cu o urare. Sus pe cer, o stea mare strălucește, stea de viață, stea de spor, stea de mare viitor. Fă-o, Doamne, să lucească steaua noastră românească și să tot stea printre noi, să nu mai avem nevoi. La mulți ani! Dragii mei concetățeni, ne aflăm spre finalul unui an atipic, ce ne-a privat de cele mai calde și frumoase obiceiuri ale noastre ca români. Îmbrățișatul, strângerea de mână, datin, tradiții și multe altele. Din fericire, acesta își curge ultimele clipe, iar noi trebuie să privim cu speranță la anul ce vine.
Primarul Comunei, Consiliul Local și întreaga administrație publică a Comunei este și va fi alături de dumneavoastră. Vom trudi neobosit pentru a vă oferi siguranța unui trai mai bun. Acum, în prag de sărbători, vă doresc, în primul rând, sănătate vouă și familiilor voastre. Să fiți negativi în teste și pozitivi în gândire. Iar sub bradul de Crăciun, bunul Dumnezeu să pună în cadouri toate binecuvântările cerului. Crăciun și an nou fericit tuturor vă doresc! Dragi cetățeni ai Comunei Livez, vreau să vă mulțumesc pentru încrederea acordată pe data de 27 septembrie, când dumneavoastră m-ați ales primarul Comunei Livez. Vă asigur că o să continui proiectele care au fost începute și care vor continua pentru interesul cetățenilor Comunei Livez. Pentru că se apropie sărbătorile de iarnă, aș vrea să vă urez multă sănătate, fericire și un călduros la mulți ani! Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, doresc cetățenilor Comunei Paringea multă sănătate, fericire, sărbători fericite și un an nou plin de bucurii și de realizări. La mulți ani! Dragi cetățeni ai municipiului Măinești, iată-ne astăzi la sfârșit de an, un an care a creat destule probleme, dar și un an cu multe realizări aici la Măinești. Știm cu toții prin ce perioadă am trecut în acest an, datorită acestui virus care s-a abătut asupra întregii lumi. Am avut de suferit și noi, municipiul Măinești, din această cauză. Am luat măsurile care s-au impus, atât de la centru, cât și cele care le-am considerat noi de bine pentru cetățenii municipiului Măinești. Iată-ne astăzi că ne apropiem de o vaccinare a populației. Pregătim și noi acele centre de vaccinare împreună cu Spitalul Municipal de Urgență, cu DSP, și sper ca cât de curând să se întâmple acest lucru pentru a feri populația de acest virus și a pune în siguranță orice cetățean care trăiește pe teritoriul municipiului Măinești. Pe lângă această problemă care a creat destul disconfort, a creat cheltuieli majore ce nu au fost prevăzute la începutul anului, am realizat și o dezvoltare a municipiului Măinești prin proiectele pe care le-am început în anii trecuți, dar și prin cele pe care le-am inițiat în acest an. Pot da exemple aici destule, pentru că am accesat fonduri europene care au fost la dispoziție în perioada de finanțare 2014-2020 și mă refer aici la înveloparea clădirilor publice și trebuie să ținem cont că tot învățământul din municipiul Măinești va fi modernizat prin crearea unor noi condiții în procesul educațional. Avem proiecte la toate școlile din municipiul Măinești, știți cu toții, valoarea este de aproape 8 milioane de euro, la Grigore Cobălcescu, la liceu, la școala Ștefan Luchian, la George Enescu, le vedeți și dumneavoastră cum arată acum față de cum arătau în anii trecuți. La școala Văsâiești am și construit o grădiniță nouă în apropierea străzii Costache Negri, lângă judecătorie, care este la cheie, să spun așa, urmează recepția și să mutăm copiii de la grădinița care funcționează astăzi la parterul creșe pentru a extinde și creșa, având și acolo un proiect. De asemenea, investițiile au fost majore și în sănătate în municipiul Măinești. Știți cu toții turismul medical care este creat în municipiul Măinești ca urmare a serviciilor oferite de Spitalul Municipal. Și am accesat și aici 2 milioane de euro din fonduri europene pentru dotarea ambulatorului de specialitate, dar și un proiect pe Compania Națională de Investiții, care este în derulare, 6 milioane 500 de ron, pentru extinderea unității de primiri urgențe. De asemenea, am dotat spitalul cu ajutorul Ministerului Sănătății cu aparatură în valoare de 3 milioane de lei, unde a avut contribuție și Consiliul Local 10%, adică 300 de mii de lei. Urmează un alt proiect acolo la spital, o clădire nouă cu 5 etaje, tot prin Compania Națională de Investiții. Acest obiectiv în momentul de față se află pe lista sinteză și urmează să se finalizeze studiul de fezabilitate pentru a demara și acolo procedurile pentru construirea a ceea ce vă spuneam. Pe lângă educație și sănătate, am lucrat în mod deosebit la acel proiect pe mobilitate urbană, care este și singurul de altfel din ADR Nord-Est în acest domeniu. Știm cu toții, fața municipiului Măinești se va schimba prin implementarea acestui proiect, un proiect care cuprinde pe lângă realizarea reparațiilor din incintele de blocuri, cu pavaje, borduri, bănci, coșuri, iluminat ornamental, realizarea de trotuare noi în toată zona urbană a municipiului Măinești,
Mă refer aici în strada Tudor Vladimirescu, Libertății, Ion Creangă, Zorilor și Vasile Alexandrii, cu carosabil nou, acele piste de biciclete, vreo 10 km până la capătul străzii Mihai Eminescu din Găzărie. Strada Mihai Eminescu de altfel va avea și trotuare noi, preluare de ape pluviale. De asemenea, sistem de supraveghere, pistele de biciclete vor avea un sistem de supraveghere, cât și modernizarea iluminatului public din zona centrală. Am obținut și de la Fondul de Mediu 10 miliarde, 1 milion de ron, care acum este în procedură de achiziție. Vom dota toate cartierele Hangan, Văsâiești, Lunca cu lămpi noi pe LED, urmând accesarea unui alt proiect în anul ce urmează pentru a schimba în tot orașul lămpile care astăzi sunt învechite și au apărut aceste lămpi LED care reduc și consumul de energie. Tot prin fonduri guvernamentale la Compania Națională de Investiții avem acum în derulare o procedură pentru realizarea pe sediul fostului strand a unui bazin de nod didactic. Deja este în licitație publică la Compania Națională de Investiții. Ofertele se depun până pe 18 ianuarie. Am scos și noi la licitație, acum este în procedură un teren de sport la Liceul Cobălcescu, vă spuneam că investim în educație, având în vedere că toate terenurile de sport de la școli au fost modernizate în ultimii 2 ani, mai era acest teren de la liceu și are o valoare de 700.000 de lei și deja au fost depuse 6 oferte, urmează să le evaluăm și să stabilim constructorul. Sunt sigur că undeva în mijlocul verii acesta va fi finalizat. Ne propunem și în viitor să accesăm fonduri europene, pentru că se deschide axa de finanțare 2021-2027, vor apărea ghiduri, dar nu am stat degeaba, deja lucrăm la un studiu de fezabilitate și după care proiectul tehnic și acesta finanțat tot de ADR Nord-Est, din banii care au rămas necheltuiți în perioada de până în 2020. Am fost primii acolo și iată că astăzi deja a fost avizat acest proiect de continuare a mobilității în municipiul Măinei, se cheamă Mobilitate 2, pentru că drumul național va fi modernizat cu trotuare și preluare de ape pluviale, dar și repararea podurilor de la gară, care trece peste calea ferată și de la intrare dinspre Bacău, pe strada atelierilor, cât și realizarea unei pasarele la deasupra gării, pentru că cetățenii din cartierele Micleasca Obor sunt deseori în postura de a nu putea veni în centrul orașului din cauza trenurilor care se află în gară, atunci am considerat că trebuie și o pasarelă în acea zonă. Pe lângă toate acestea, vom continua și pistele de biciclete de la Avion, de la Sensul Geratoriu, până la Sensul Geratoriu de pe Mihai Eminescu, Sensul Geratoriu nou construit. Vă pot spune că în acest an am avut sprijinul guvernului liberal, din care fac și eu parte, pentru că știți cu toții, la începutul anului nu aveam asfaltat drumul național 9,6 km. Din martie până în mai am asfaltat cei 9,6 km cu ajutorul ministrului transporturilor, domnul Lucian Bode, și cu sprijinul senatorului Viorel Ilie. M-au susținut în acest demers și iată, astăzi drumul este asfaltat, marcat. De asemenea, un lucru foarte important, tot cu sprijinul domnului senator, a fost că în momentul de față realizăm daliul la hotel. Este istoric acest moment pentru municipiul Moinești și a fost punctat și de vizita ministrului sănătății, domnul Nelu Tătaru, aici la Moinești. De atunci s-au început demersurile și acum, pe 31 decembrie, trebuie să predea proiectantul daliu, cât și expertiza tehnică. Sunt sigur că în anul ce urmează vom trece la proiectul tehnic și aici se va moderniza această clădire și vom construi o secție sanatorială balneară, așa cum am denumit-o, cu împărțirea în două a acestor clădiri, pentru că știți că am mai dat o parte din clădire, cea cu 7 etaje, corpul B, la Agenția Națională pentru Locuințe, să creăm și locuințe pentru cei din sănătate, medici, asistente, pentru a realiza un act medical și pentru a realiza ceea ce ne-am propus la acest sanatoriu balnear, trebuie cadre medicale. Pentru acest lucru trebuie să le oferim și locuințe. Sunt sigur că vom realiza tot ceea ce am spus. Mai avem proiecte pe care o să le vedeți la timpul potrivit pe parcursul anului ce urmează. Eu trebuie să vă mulțumesc că în acest an au avut câteva tururi de alegeri, au fost alegerile locale, alegerile parlamentare. Să vă mulțumesc că mi-ați acordat încrederea și sper să nu dezamăgesc. Am dovedit acest lucru și am fost reconfirmat cu un procent de aproape 60%, înseamnă că lucrurile sunt într-o direcție bună.
consilierii locali aleși sunt și ei alături de executiv, realizăm lucruri bune, sunt sigur că în anii ce urmează se vor vedea ceea ce am spus în campanie electorală, ceea ce noi cu toții ne dorim, un trai mai bun cetățenilor municipiului Măinești. Pentru că ne aflăm la sfârșit de an, trebuie să vă urez să aveți în primul rând sănătate, să treceți peste această perioadă dificilă cu sprijinul nostru, cu sprijinul celor de la nivel național, să mulțumim medicilor, nu numai din Măinești, cadrelor medicale, nu numai din Măinești, de la nivel național, pentru că fără ei nu am fi trecut această perioadă dificilă. Să mulțumim și celor care se ocupă de tot ceea ce înseamnă situații de urgență de la nivelul județului, Comitetul Județean, Comitetul Local pentru Situații de Urgență de aici, de la Măinești, care ne-au fost alături și iată că am evitat să avem pierderi și să avem un grad de îmbolnăvire a cetățenilor municipiului Măinești. Niciodată n-am trecut de 1,8, ceea ce înseamnă că am luat măsurile ce s-au impus la timpul potrivit. Pe lângă sănătatea pe care vă doresc, vreau să vă spun să realizați tot ce este mai bun alături de cei dragi, să fiți alături de Primăria Măinești așa cum ne dorim și sunt sigur că suntem și noi alături de dumneavoastră, să aveți un an mai bun și de asemenea un călduros la mulți ani. Dragi cetățeni ai Comunei Ungureni, cu deosebită plăcere vă adresez cele mai sincere și călduroase felicitări și urări de bine cu prilejul frumoaselor sărbători de iarnă. Cea mai mare bogăție a Comunei Ungureni sunt cetățenii, iar ei mai mult ca oricând știu că prin propriile eforturi vor putea crea o localitate modernă, așa cum cu toții ne-o dorim. Întâmpinăm împreună un an nou și vă adresez cu acest prilej un mesaj de sănătate, încredere în viitor. Acum, la cumpăna dintre ani, putem fi mândri că printr-un amplu efort am depășit împreună dificultățile anului 2020. Trecem printr-o perioadă dificilă din cauza epidemiei de coronavirus, dar vă adresez să fiți fericiți și optimiști. Frumusețea sărbătorilor de iarnă să vă găsească în case, alături de cei dragi, să vă umple sufletul de bucurie, încredere și speranță și iubire. Vă aduc sincere mulțumiri pentru răbdare, pentru înțelepciune, pentru sprijin și atitudine civică de care ați dat dovadă în fiecare zi. Sărbători binecuvântate, împlinirea tuturor dorințelor și multă sănătate tuturor. La mulți ani! Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, transmit tuturor locuitorilor Comunei Pârjol multă sănătate, fericire, bucurie, alături de cei dragi, un an nou cu împliniri și liniște sufletească. La mulți ani! Stimați cetățeni, motivat de drama pe care am trăit-o și încă o mai trăiește întreaga planetă, voi încerca să transmit concetățenilor mei un alt fel de mesaj. Un mesaj care să nu cuprindă nicio undă de politică, încrâncenare și nimic din cele ce ne-au făcut și ne fac atâta rău. Marea sărbătoare a nașterii Domnului Iisus Hristos trebuie și ne obligă să fim buni, milostivi și plini de evlavie, să încercăm să lăsăm la o parte rivalități și tot ce e rău și împreună să întâmpinăm cu bucurie Marea Sărbătoare și sfârșitul anului 2020. Cu încredere că anul care vine, 2021, ne va fi mai bun și împreună să trăim în liniște și pace aici unde ne este locul. Asigur-și de această dată cetățenii Comunei Ardeoani că în calitatea mea de primar și cetățean al acestei comune voi face tot ce este posibil pentru a vă asigura dumneavoastră și familiilor dumneavoastră siguranța de care avem atâta nevoie, fără niciun fel de excepție, indiferent de opțiunile dumneavoastră religioase, politice, ori de altă natură. Să ne rugăm împreună Bunului Dumnezeu să ne ocrotească și să ne binecuvinteze cu toată dragostea. Cu mult respect al dumneavoastră primar, Victor Diaconu. Sărbători fericite!